Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem așa cum v-am obișnuit următoarele 72 de ore, să vedem ce vă așteaptă în acest timp ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că eu notez minutele pentru fiecare etalare, iar voi le veți găsi mai jos în descriere împreună cu datele mele de contact. Vom face 3 etalari ca de obicei, să nu uitați că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domni. Și chiar vreau să specific de la bun început, pentru domni, că este valabil și pentru voi, pentru că primesc foarte multe în comentarii cu întrebări, dacă este valabil și pentru domni. Sigur că da. Chiar dacă eu spun pentru doamne, voi luați situația cum rezonează pentru voi. Bun. Avem 3 variante, ca de obicei. Prima variantă, primul pachet de cărți. A doua variantă, al doilea pachet de cărți și a treia variantă. Bun. Haideți să începem cu cei care ați ales primul pachet de cărți. Să le dăm pe destul deoparte. Haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 1 ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore ca și evenimente importante. Pentru cei de la etalarea numărul 1, ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore ca și evenimente importante. Etalarea numărul 1, următoarele 72 de ore, evenimente importante. Pentru cei de la etalarea numărul 1, următoarele 72 de ore, evenimente importante. Se pare că aici sunteți persoane din zodii de pământ sau aveți de-a face cu cineva din zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, este mai exact un bărbat. Ok? Pentru alții dintre voi este vorba despre o mărire de salariu, primiți o sumă de bani pe care o așteptați de destul timp. Pentru alții dintre voi primiți un ajutor financiar din partea cuiva cu foarte mare bucurie, mai exact, ok? Iar pentru alții dintre voi, dacă sunteți zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, puteți să aveți și ascendent în leu, ok? Sau puteți să aveți luna în leu, este aici o dragoste pe care voi o purtați cuiva din zodia leu, cu justiție, ok? Cu lacrimi și păreri de rău, ori persoana asta către voi, ok? Este o dorință de a începe ceva nou cu această persoană. Pe partea de dragoste, aici va avea loc un turn. Turnul ăsta are loc ca cineva să renunțe la această reținere cu 4 de monede, să renunțe la încăpățânare, să renunțe la orgolii și să fac această ofertă de împăcare, ori persoana asta către voi, ori voi către persoana asta. Pentru că cineva aici și-a pus o barieră de protecție, i-a fost teamă să iubească, i-a fost teamă să se implice într-o relație serioasă. Iar cineva aici vă iubește sau voi iubiți persoana asta, cum știți situația, care a făcut acest lucru, ok, dar s-a abținut să nu spună acest lucru. Pentru alții dintre voi, este posibil ca această persoană sau voi sau bărbatul respectiv sau femeia respectivă, unul dintre voi a fost într-o relație și relația asta s-a cam terminat. E posibil să fie vorba de o căsnicie, iar în următoarele 72 de ore se termină. Cineva realizează că nu mai vrea acea relație sau căsnicie, care s-ar putea să fie bazată doar pe partea financiară, având regele și regina de monede și pajul de monede, iar persoana asta recunoaște că vrea să fie cu voi sau voi recunoașteți că vreți să fiți cu persoana asta. Bun, haideți să vedem pe mai departe. Mă scuzați că sunt puțin cam răgușit. Ok. Aici este o situație în care cineva vine către casa voastră, din câte văd.
posibil să fie gemeni, rac pe scorpion, pe lângă ce am văzut mai devreme. Cineva vine către casa voastră cu dorință de împăcare, numai că aici este un refuz. Refuzul s-ar putea să fie din partea voastră, cei care ați fost răniți de persoana asta sau care ați așteptat prea mult această persoană. Ori voi, dacă sunteți zodii de apă, rac pe scorpion, cu ascendent în gemeni sau inversul, și ați așteptat prea mult să vă păcați cu cineva, ok? Și la timpul respectiv cât ați fost cu persoana asta, ați respins o idee de căsătorie sau de relație stabilă. Acum veți avea claritate că s-ar putea să fie cam târziu pentru această împăcare, pentru că există un refuz aici. Există o greutate. Greutatea este de partea acestei zodii de apă, chiar dacă nu sunteți voi. Greutatea că aici există o claritate. Claritatea că persoana care a fost rănită, părăsită, umilită și așa mai departe, respinsă, nu își mai dorește această împăcare. Pentru că persoana asta care a greșit, chiar dacă i-a părut rău, chiar dacă v-a căutat, sau dacă sunteți voi și ați făcut asta cu persoana iubită, cineva a stat în timpul ăsta într-o altă relație pe care nici măcar nu și-a dorit-o. Ok? Nici măcar nu și-a dorit acea relație. Persoana asta s-a mișcat foarte încet din punct de vedere financiar și își dorește să se întoarcă la voi. Numai că aici este un refuz cu o foarte mare greutate pentru persoana care va primi acest refuz. Bun. Aici mai este și o situație pentru unii dintre voi care ori aflați, ok, ori dacă sunteți voi căsătoriți. Aici este aflarea unui adevăr în legătură cu cineva care are o amantă sau un amant. O persoană află aici lucrul ăsta, că sunteți voi și sunteți persoane căsătorite și asta este o foarte mare greutate pentru sufletul vostru. Pentru unii dintre voi, dacă sunteți bărbați din zodii de apă, cum am spus mai devreme, că văd că voi sunteți cei care veți afla acest lucru, veți afla că persoana pe care ați ales-o este o persoană denaturată, o persoană infidelă și că exista o a treia energie și tot vouă vă pare rău că ați lăsat o persoană iubită care acum vă doriți să vă împăcați, pentru că ați realizat că relația în care sunteți acum este un eșec. Bun, haideți să vedem clarificarea cărților de pe masă pentru cei de la etalarea numărul 1, următoarele 72 de ore. Pentru alții dintre voi mai am un mesaj aici. Vă mișcați foarte încet din punct de vedere financiar pentru că aveți o persoană care vă influențează foarte tare. Mulți dintre voi vreți să vă cumpărați o locuință, dar poate că depindeți financiar de cineva și acest lucru nu se poate realiza momentan. Pentru alții dintre voi chiar este o greutate în legătură cu această mișcare lentă financiară. Mulți dintre voi chiar nu aveți chef să munciți în această perioadă cu șapte de bâte și hierofantul. Refuzați ideea asta, iar alții dintre voi care aveți o companie, veți afla ceva secret ce s-a întâmplat în această firmă voastră, companie, legat de faptul că lucrurile se mișcau încet din punct de vedere financiar acolo. Și anume, este o persoană care a încercat să vă sape în legătură cu niște acte cu hierofantul și voi veți afla acest lucru, de ce lucrurile mergeau încet. Iar pentru alții dintre voi este posibil să aflați că lucrurile mergeau încet datorită faptului că existau mai degrabă spus, lucruri oculte la mijloc. Cineva nu dorea ca voi să aveți succes în punct de vedere financiar. Dorea să depindeți de el sau de ea, sau pentru alții dintre voi, persoana asta a fost foarte materialistă și atunci când nu l-ați mai ajutat sau n-ați mai ajutat-o, v-a făcut acest lucru ca să nu mai reușiți să aveți parte financiară și bucurii. Vești primiți de la această persoană sau dacă sunteți zodii de apă, trimiteți voi vești. Cineva aici este foarte speriat de acest răspuns pe care va primi pentru că presimte dinainte că va primi un refuz. Aici există un nou început. Un bărbat din Taur, Fecioară, Capricorn, dar eu văd Taur, care poate să aibă și Berbec și Taur, care poate fi mai tânăr un pic decât voi, ok? Persoana asta își dorește un nou început cu voi și voi veți avea un nou început cu această persoană care în prima fază este posibil să vă fi refuzat,
Ok? Pentru că persoana asta este posibil să fie avut o căsnicie, poate nu v-a recunoscut acest lucru, nu v-a spus că exista o căsnicie în paralel sau exista o afacere sau persoana asta era reținută de familie să nu poată să fie cu voi influențată și așa mai departe, pentru că aici erau lucruri materiale la mijloc. Clar, aici vine o ofertă foarte serioasă de împăcare. Asul de monede cu 4 de cupe. Cineva care regretă din tot sufletul că a pierdut această oportunitate atât de serioasă. Cineva are greutatea că persoana iubită deja își alege pe altcineva. Exact. Zodia asta de apă află că persoana iubită a început, dacă sunteți voi aflați despre persoana iubită pe care ați rănit-o, că a început deja să aibă alte relații sau o altă relație, că a început să se deschidă, să se distreze, să-și deschidă sufletul și așa mai departe. Iar dacă sunteți voi, indiferent de ce zodie ați fi, persoana asta din zodie de apă află despre voi ce faceți, sau afla deja, este o mare durere pe umerii acestei persoane și în sufletul acestei persoane pentru lucrul ăsta, că voi v-ați îndrăgostit de cineva chiar, sau unul dintre voi ați început să vă trăiți din nou viața după o perioadă de depresie, când persoana asta credea că voi o să stați să suferiți toată viața după el sau după. Exact. Exact. Pajul de bute și diavolul. Persoana asta este complet obsedată de voi. Aici există o obsesie. Obsesia, persoana asta este a mea, numai a mea și a mea, iar eu trebuie să-i fac un binding ca să nu mai fie cu nimeni, cu nimeni altcineva. Exact. Aici o să aveți parte de un nou început foarte frumos, foarte stabil, cu împăratul ăsta care are și taur și berbec. Este un bărbat foarte serios, este un bărbat foarte stabil. Este cineva care o să vă aducă fericire. Persoana asta părăsește o căsnicie, o afacere, un grup de oameni care îl influențau, că e familie, că sunt prieteni, un mediu în care a trăit. Okay. Aici sunt două povești separate, pentru că este trecutul sau o altă persoană în paralel de voi și este persoana pe care voi o iubiți și de care v-ați îndrăgostit. Exact. Persoana care află aici, deci cine se distrează aici și cine a început să-și trăiască viața sau s-a îndrăgostit de o energie nouă, este leu, posibil să aibă și rac, posibil să aibă și pești, să aveți zodiile astea, sau ascendent, descendent, luna, marte, venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, ok? Persoana asta afla deja despre voi că ați început să vă trăiți viața sau că v-ați îndrăgostit de împărat. Împăratul este o persoană foarte stabilă. Bun, la baza etalării am o femeie din Săgetător, rac pe scorpion, care va fi părăsită. Okay. Toate asta este a treia energie. Exact, aici este spânzuratul cu diavolul. Clar avem pe cineva pești, capricorn și are și gemeni. Persoana asta nu acceptă ideea ca voi să fiți cu altcineva. Pentru mulți trebuie să știți că poate persoana asta chiar se cunoaște cu persoana de care voi v-ați îndrăgostit. Poate din întâmplare aceste două persoane se cunosc. Chiar aici este o mare dispută acolo în care cineva interzice acestei persoane să fie cu voi. Poate v-ați întrebat de ce persoana asta nu a vrut să fie împreună cu voi. Sau de ce s-a retras. Poate nu este vorba de o căsnicie. Poate s-a retras pur și simplu. Și aici este un conflict. Persoana asta are un conflict interior, persoana asta nouă. Pentru că este posibil să se cunoască cu persoana voastră din trecut și poate chiar a fost amenințat să nu fie cu voi. Persoana asta o să plece la un drum să vă urmărească. Dorește să ia legătura cu voi, persoana nouă. Okay? Aici a fost o chestiune de te-am blocat sau n-ați mai vorbit, n-ați mai discutat. Persoana asta, poate chiar persoana asta v-a blocat. Se termină acest lucru, se deblochează lucrurile, ok? Cineva vrea să facă pace, cineva regretă foarte tare aici că a făcut lucrul ăsta, iar aici va avea loc o mare celebrare pentru cine am spus că este în colțul acesta. O mare celebrare. Cineva aici a reușit să facă cu doi de pentacole și luna un echilibru între minte și suflet. Iar cuiva care a rănit persoana asta nu-i vine să creadă cât de mult s-a echilibrat după această decepție. Că sunteți voi sau este cealaltă persoană. Exact.
Persoana asta a avut foarte multe rețineri, dar pe voi nu vă mai interesează. Aici e turnul cavalerul de săbii. Cineva vine în grabă către voi, într-o foarte mare grabă. Vreau să ajung înaintea acestei energii noi, care se duce către persoana mea iubită, pentru că nu vreau ca acest bărbat să fie cu femeia pe care eu o iubesc. Sau viceversa. Exact, aici este un leu. Am și aici puterea, soarele, rac, pești, okay? Indiferent ce zodie sunteți, berbec. Aici este o dispută pentru inima cuiva. Acest bărbat, care am spus mai devreme, împăratul, taur, eu cred că este taur pentru că împăratul este taur și berbec. Taur, liniuță, berbec. Deci ori este berbec cu ascendent în taur, ori taur cu ascendent în berbec. Persoana asta vă urmărește și vrea un nou început cu voi și vă va debloca sau va începe din nou să vorbească cu voi. Aici a fost o indecizie și vă spun eu că acest lucru s-a întâmplat pentru cei care ați bănuit ceva sau nici măcar n-a știut, ok? Să știți că este posibil ca persoana nouă să fi fost șantajată de fostul vostru soț, fostul vostru iubit, fostul vostru prieten. Pentru că persoana asta este obsedată de voi și caută să vă strice orice fel de relație și mai ales că a aflat că voi, văd că a aflat dintr-un trei de cupe, prieteni comuni sau cineva care v-a urmărit, a aflat pur și simplu că voi v-ați găsit pe altcineva sau chiar se cunoștea cu persoana care voi sunteți acum. Culmea că persoana care sunteți voi sau vreți să fiți acum respinge persoana voastră din trecut. Dar persoana voastră din trecut amenință persoana asta să nu fie cu voi. Dar văd că lucrurile nu o să rămână așa, pentru că, sigur, aici sunteți leu cu vărsător, cu pești, cu rac, ok? Persoana asta visează la voi și tot ceea ce vreți o să se îndeplinească cu steaua și trei de cupe. Aici e o celebrare foarte mare, o celebrare de împăcare. Se termină joaca, persoana asta se decide să fie cu voi. Vreau regele de monede. Regele de monede. Exact, cu voi cei din... zodie de, am spus mai devreme, cu siguranță aveți, puteți să fiți leu, berbec, săgetător, dar să aveți și vărsător, și rac, și pești, și ce am mai văzut aici, și leu, ok? Regele de monede către voi. Persoana asta o vede ca pe niște femei extraordinar de frumoase, extraordinar de interesante, mistice, misterioase. Persoana asta consideră că nu a mai întâlnit pe cineva față de care să aibă așa mare atracție fizică cum are față de voi și chiar nu își explică de ce se întâmplă acest lucru, mai ales că persoana asta cu 5 de cupe invers renunță la o căsnicie, la o relație din trecut care îl ținea pe loc și nu-i vine să creadă că atracția și dragostea pentru voi pe care o va recunoaște într-un final a făcut această energie, că este femeie, că este bărbat, ok, să reușească să treacă peste ceva foarte dureros, peste care chiar nu putea să treacă de foarte mult timp din trecutul său. Vreau să văd regele de monede către voi. O să comunice cu voi. Eu văd că este o foarte mare dorință, sau voi o să comunicați cu zodia asta de foc, dacă sunteți zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn. Eu văd că este o dorință foarte mare de-a voastră ca bărbatul ăsta să comunice cu voi. Ia să vedem 8 de bâte. Exact. Persoana asta se apropie mai exact așa. Se apropie, vine către casa voastră sau vine către voi cu o ofertă drăguță, timidă, timorată, ok? Vreau să ne împăcăm sau hai să ieșim la un suc sau hai să ieșim la o plimbare sau vin să te aud acasă, vreau să vorbim, vreau să discutăm. Asta este ceea ce voi așteptați foarte mult. 8 de monede, 8 de bute. 8 de bute. Știți că persoana asta nu a încetat nicio clipă să se gândească la voi. Chiar dacă i s-au pus interdicții sau care a fost situația, pentru că nu pentru toată lumea va rezona, e posibil să fi fost și familia, sau persoana asta să fi fost implicată într-o afacere destul de dubioasă, poate depindea de cineva financiar. Persoana asta s-a gândit tot timpul la voi. Vreau 8 de bute. Exact. S-a gândit să clădească ceva serios cu voi. 8 de
Și aici persoana asta gândește că voi sunteți persoane juste și că meritați toată seriozitatea, implicarea și o relație stabilă. Ia să vedem. Justiția pentru regele de monede. Justiția pentru regele de monede este că v-a lăsat trecutul în urmă. Este posibil să fie un bărbat căsătorit. Exact. 6 de cupe și 2 de buteli. 6 de cupe și 2 de buteli. E posibil să divorțeze de un săgetător. Am văzut și mai devreme că va fi părăsit un săgetător. O femeie blondă, un săgetător sau, nu neapărat blondă, șatenă, din săgetător sau rac pe scorpion, din câte văd. Ok. Sau femeia asta mai poate fi scorpion, gem în balanță, vărsător. Este o luptă de orgolii care a fost între voi. Ok? Eu nu simt că, doamnele, aveți atâta orgoliu cât are bărbatul ăsta. Cineva aici a făcut, a zis ceva către cealaltă persoană și a făcut cealaltă persoană să-și activeze orgoliul la maxim. Și atunci a fost o perioadă de tăcere. A fost o perioadă în care cineva aici nu a vorbit. Cineva s-a retras. Și pentru alții dintre voi este posibil ca această persoană să fi găsit o scuză prin lucrul ăsta, că trecutul vostru, și susțin pentru foarte mulți dintre voi, a șantajat persoana voastră iubită din prezent sau a amenințat că dacă este cu voi va păți ceva rău. Bun. Dar văd că persoana asta se mobilizează în următoarele 72 de ore către voi. Atât am avut pentru cei de la etalarea numărul 1. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la etalarea numărul 2. Bun. Haideți să trecem la etalarea numărul 2. Să vedem ce vă așteaptă pe cei de la etalarea numărul 2 în următoarele 72 de ore ca și evenimente importante. Ce vă așteaptă pe cei de la etalarea numărul 2 în următoarele 72 de ore ca și evenimente importante? Etalarea numărul 2. Pentru cei de la etalarea numărul 2, ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore ca și evenimente importante? Ce vă așteaptă pe cei de la etalarea numărul 2 în următoarele 72 de ore ca și evenimente importante? Aici este o dorință a cuiva din scorpion sau pești, mai am și vărsător. Este o dorință a cuiva de a fi cu voi. Este un 10 de săbi invers. Persoana asta vrea să readucă la viață ce a fost pierdut, îngropat și finalizat. Este cineva care a plecat de foarte mult timp din viața voastră cu justiția și 8 de săbi. Este posibil să fie o persoană care are probleme cu legea sau o persoană care face belele tot timpul sau o persoană care s-a ținut blocat sau blocată în acest timp într-o căsnicie ratată pe care a lăsat-o recent sau urmează să o lase. Este King of Cups, ok? Am văzut bine scorpion, pești, poate fi și rac, că avem carul, sau poate a trăit cu un rac, ok? Cert este că persoana asta se va reîntoarce în următoarele 72 de ore în viața voastră. Haideți să vedem pe mai departe. Aici sunteți zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Sunteți raci. Okay. Este foarte similar etalării numărul 1, numai că este continuarea, cred. Bun. Aici avem o situație în felul următor.
Clar, în următoarele 72 de ore cineva o să facă o confesiune față de voi. Este o confesiune foarte profundă, este o confesiune plină de dragoste. Asul de cupe este un nou început în dragoste și cineva care vă spune cu turnul, cavalerul de cupe și asul de cupe că vă iubește. Este mai exact o persoană sau voi faceți asta către persoana asta, deși eu văd că persoana asta face ca asta către voi, este cineva din Taur Fecioară Capricorn. Persoana asta vine foarte grăbită cu 10 de monede să fie cu voi într-o relație stabilă. 4 de monede și cu 4 de cupe este, o să fac și clarificarea, este exact 4 de monede lângă 10 de monede, este posibil ca această persoană să nu fi fost dispusă să împartă cu voi o responsabilitate sau o relație serioasă. 4 de cupe, mai este vorba despre cineva care este posibil să se focuseze foarte mult pe partea de carieră, muncă, poate este cineva care a suferit din câte văd și s-a băgat foarte mult în muncă, încercând să uite ce i s-a întâmplat, ok? Sau este o persoană care este într-un moment al vieții lui în care își dorește foarte mult să se bazeze, să se focuseze, mai bine zis, pe partea de carieră, spunând că nu are timp de o relație. Dar persoana asta văd că s-a abținut făcând lucrul ăsta și își dă seama că lucrul ăsta nu i-a duce fericire. Iar în următoarele 72 de ore, aici este o revenire din partea acestei persoane cu o confesiune de dragoste foarte frumoasă. Vreau să văd clarificarea cărților de pe masă pentru cei de la etalarea numărul 2, următoarele 72 de ore. Voi sunteți foarte mult în puterea voastră și aici urmează o comunicare foarte profundă cu cineva care, doi de bâte invers, s-a hotărât în privința voastră să fie cu voi. Este cineva cu trei de săbii invers. Persoana asta renunță la cineva pentru voi, clar. Avem 7 de săbii invers cu 10 de monede. Aici cineva vine să confeseze, vezi că am o relație sau am avut o relație, am ieșit din relația asta și de-aia n-am putut să fiu cu tine pentru că am suferit sau pentru că am făcut o greșeală, poate așa ați întâlnit persoana asta și n-ați știut că era într-o altă relație, n-am vrut să spun adevărul pentru că n-am vrut să te pierd sau n-am vrut să spun adevărul pentru că am vrut să o rezolv și apoi să revin în viața ta. Iar pentru alții dintre voi, persoana asta vine să vă confeseze în felul următor. Sunt un om care a făcut lucruri rele pentru bani, cu 7 de săbii invers și 10 de monede. În schimb, vreau să-ți spun că vreau să mă îndrept și să spun că am sentimente pentru tine și că la început poate mi-am dorit interes financiar sau la început te-am privit pentru altceva fiind obișnuit să fac lucrurile astea. Dar acum vreau să spun că m-am îndrăgostit de tine și mă doare că tu ai fost cu altcineva sau că tu vrei să fii cu altcineva. Este cineva care va comunica cu voi și o să fie un șoc că nu vă așteptați la lucrul ăsta. Persoana asta, din toată reținerea asta de 4 de monede, își dă frul liber sentimentelor să vină către voi. Aici avem regele de cupe, un cavalerul de băte. Este cu totul o altă persoană, cum am văzut și la etalarea numărul 1. 8 de săbii invers. Asta este o carte foarte bună cu turnul. Este continuarea etalării numărul 1. Persoana asta din zodie de pământ, Taur Fecioară Capricorn, vă deblochează, vrea să vorbească cu voi. Vrea să vă spună adevărul. Și aici este 7 de monede invers. Persoana asta nu vrea să mai regrete, poate chiar a avut o pierdere financiară în trecut sau poate chiar a avut de a face cu o femeie care a fost interesată doar pe partea financiară de acest bărbat și cumva acest bărbat n-a mai avut încredere să aibă o relație crezând că toate femeile sunt cu acest bărbat pe interes financiar. Poate a crezut că aveți un alt interes decât dragostea și sinceritatea. Bun. Aici se pare că avem un cavaler de bâte iarăși invers, care este o veste foarte bună, ca și 8 de săbii invers, ca și 7 de monede invers. Cineva se deblochează total și vine către voi. Energia asta înceată s-a inversat. Deja aveam aici pe undeva
sau nu, încă nu. Cavalerul de săbii, l-am avut la etalarul 1. Și anume cineva care începe să se mobilizeze. 3 de cupe invers, cu 4 de cupe. Cineva nu mai vrea o a treia energie și e posibil să fie o căsnicie, o afacere, familia, un mediu, vă vrea pe voi, persoana asta. Aici se spune un adevăr cu această comunicare, asul de săbii. Cineva vrea să spună, te iubesc, vreau să fiu cu tine, vreau să spun cu sinceritate ce am decis, ok? Și anume din toate 7 de cupe, din toate opțiunile astea cu 2 de bătăi invers și cavalerul de cupe, te-am ales pe tine sau pe tine te vreau. Și vreau să-ți ofer egalitate sau vreau să-ți ofer atenția de care tu ai nevoie sau pe care ți-o dai înainte și iar eu nu am putut să-ți ofer pentru că vreau să-ți ofer dragoste, vreau să-mi deschid inima către tine. Persoana asta o să facă o confesiune către voi șocantă, pentru că sunt foarte multe lucruri legate de viața acestei persoane de care voi nici măcar nu știați. Habar n-aveați. Poate mulți dintre voi ați avut intuiție și ceva ați pănuit, ceva ați văzut, dar nu tocmai totul. Exact, așa și vreau să spun. Intuiție. Persoana asta s-a vindecat și ascultă intuiția și vine către voi. Este o chestiune de destin și o chestiune ce nu poate fi oprită. 3 de bâte carul. Persoana asta vrea să meargă mai departe cu voi, își face planuri de viitor și în niciun caz nu vrea să mai aibă de a face cu trecutul. Aici colțul ăsta, soarele, leu, ce zodia ați fi, sau regele ăsta de cupe cu soarele. Aici cineva s-a îndrăgostit foarte tare, eu cred că voi v-ați îndrăgostit foarte tare de acest bărbat sau bărbatul ăsta de voi. Sau este reciproc, oricum este reciproc, ok? Iar cineva aici, cop de săbii invers și cu 5 de cupe, vine să spună, îmi pare rău că ți-am făcut lucrul ăsta, îmi pare rău că te-am ținut la distanță, vreau să spun că am sentimente pentru tine, problema mea a fost că regretam trecutul, 7 de bâte, respingerea acestei persoane va dispărea, roata este clar că persoana asta realizează că sunteți suflete gemene, suflete pereche și vrea să vă aducă justiție. 3 de cupe invers și justiția. Persoana asta vrea să vă spună adevărul. 5 de monede cu asul de săbii. Cineva vă spune, eu dacă fac pasul ăsta, nu va rezona pentru toată lumea asta, eu dacă fac pasul ăsta pierd partea asta financiară. Dar pentru mine nu contează, eu vreau să fiu cu tine. Exact, 10 de săbii invers. Nu mă interesează opțiunile astea, eu vreau să fiu cu tine. Vreau să readuc la viață relația asta. Vreau să te cer în căsătorie. Sau vreau ca relația noastră să avanseze la un nivel foarte serios. Vreau să-ți ofer asul de monede și steaua. Poate persoana asta chiar vă oferă un cadou. Pentru că aici e posibil să fie cu un inel, cu diamant, din câte văd. Un inel cu o piatră foarte frumoasă. Pentru alții dintre voi poate să fie vorba de o brățară. Dar este ceva strălucitor și foarte frumos. Iar pentru alții dintre voi poate să fie vorba despre un talisman. Cineva vă oferă un talisman. Poate nu este neapărat o persoană care aveți o relație de dragoste. Poate să fie cineva care vă iubește, vă apreciază foarte mult. Și persoana asta vrea să vă ofere un inel cu piatră sau un talisman. Ceva semnificativ, ceva foarte frumos care are o semnificație foarte profundă. Ok. Aici avem 2 de săbii. 3 de bâte. E bine că se lasă în urmă această indecizie, pentru că cineva era orb și nu vedea adevărul. Aici sunt două persoane care se bat pe voi. Trecutul sau altcineva dintr-o zodie de apă și o zodie de pământ. Am stat acolo scorpion, pești și taurul. Cineva a plâns după cineva din trecut, din luna, rac, ok? Dar nu mai vrea să aibă de-a face cu acea persoană. Voi ați reușit după atâția ani, după ce persoana asta a suferit atâta, să faceți persoana asta, să reușească să treacă peste acea decepție. Aici cu broata și 6 de bâte, din punct de vedere financiar, în următoarele 72 de ore, veți avea și cavalerul de pentacule invers. Este ca și cum veți avea ori contracte pe bandă,
ori veți avea vânzări, succes, venituri. Este ceva foarte profitabil aici și ține de roată. Universul vă răsplătește pentru ceea ce ați făcut în trecut. Universul consideră că meritați asta. Iar din punct de vedere amoros, este un mare succes în ceea ce ține de relația pe care o veți avea cu această persoană. Iar aici, diavolul cu justiția vorbește despre faptul că cineva spune 3 de cupe invers, diavolul cu justiția. Persoana asta cu care eu am trăit a treia energie nu mă lăsa să fiu cu tine pentru că persoana asta mă manipula, pur și simplu mă manipula. Și de asta nici nu mai vreau să fiu cu această persoană pe lângă faptul că nu mai am sentimente. Regina de bâte cu 10 de săbi invers. Aici este cineva care vrea să se împace cu o zodie de foc. Aici este clar o cerere de căsătorie. Clar. Puterea, iar leu, cu regina de bâte. Da, am și vărsător. Aici nu trebuie să fiți neapărat leu, ok? Puteți să aveți leu în ascendent, în descendent, lună, marte, venus, nodul nord, nodul sud, Lilith. Sau poate persoana asta să aibă, ok? Aici este un cadou pe care voi îl veți primi. Un dar, ceva foarte frumos. Chiar pentru mulți dintre voi veți primi un dar divin. Mulți dintre voi veți primi cu asul de monede și steaua un vis, un vis cu o importanță foarte mare, cu o semnificație foarte profundă. Și va trebui să fiți atenți în următoarele 72 de ore, pentru că visul ăsta are o semnificație foarte profundă, ceea ce vă ajută să schimbați viața voastră de acum încolo. Ok. Clar primiți vești de la trecut, clar vă împăcați cu persoana asta din zodie de pământ. De ce alege această zodie de pământ să se împace cu voi acest regi de bute, de pentacule? Doi de cupe. De ce alege acest regi de pentacule să împace cu voi? Pentru că vrea să depune efort în relația asta. Pentru că s-a săturat să aibă o revoltă interioară și să se mintă singur că nu vă iubește. Pentru că persoana asta este foarte geloasă și nu suportă să fiți cu altcineva. Pentru că patru de bâte vrea să clădească ceva serios cu voi, cu temperanța, vrea o relație cu echilibru, s-a săturat de destrăbălare și viața dezmățată, ca să spun așa. Deci alege acest regi de pentacle să fie cu voi. Împărăteasa. Mai mult de atât ce să spun și regina de cupe. Pentru că vă vede exact cum am spus la etalele în mălunul, foarte frumoase, foarte atractive, independente, sunteți foarte interesante, atrageți persoana asta prin felul vostru de a fi, prin felul cum vă aranjați, cum vă îmbrăcați, dar mai mult prin felul cum vorbiți, cum gândiți. Și pentru alții dintre voi, cu câtă implicare ați încercat să vă împăcați cu această persoană, persoana asta zice, de ce s-a mai dat teama, pentru că persoana mea a insistat atâta, înseamnă că mă iubește cu adevărat și nu vrea altceva de la mine. Deci alege acest rege de pentacule să se împace cu voi. Pentru că se manifestă un nou început. Nu contează că persoana asta se riscă. Nu contează că nu știe ce va fi după, pentru că totuși persoana asta renunță la un mediu, posibil să renunțe la toată viața lui, și anume ce făcea de zi cu zi. Vrea să schimbe cu totul mediul în care trăiește, vrea să schimbe cu totul mentalitatea și ceea ce făcea în general. Vreau fraierul și magicianul. Judecata cu spânzuratul invers. E clar. Cineva aici începe să gândească frumos, cineva aici începe să gândească curat, cineva începe să gândească datorită faptului că va avea o trezire cu turnul, cum am văzut mai devreme, cineva va spune, nu înțeleg de ce am această reținere, nu înțeleg de ce nu fac această schimbare, pentru că este timpul să fac această schimbare și persoana asta este persoana mea, este sufletul meu perechi, este persoana mea potrivită. Mai vreau o carte pentru regele de monede către voi. Împăratul și cumpărăteasa, n-am ce să spun mai mult. Sunteți suflete gemene, posibil pentru mulți dintre voi. Vă oglindiți, poate persoana asta făcea ce făceați voi mai înainte.
sau poate s-a speriat pentru că a văzut caracterul lui în voi sau viceversa, dar sunteți suflete pereche sau suflete gemene. Împăratul și împărăteasa. Zece de bâte, 10 de cupe, regina de săbii. Da. Amândoi orgolioși, amândoi vă doriți o relație stabilă, amândoi vă iubiți reciproc. Numai că aici cineva este ca și cum cineva tot timpul și-a pus o barieră, a avut o reținere. Și pentru cealaltă persoană, pentru care zic că vă oglindiți, cineva aici a avut impresia, pentru că s-a regăsit în voi, ok? În caracterul vostru, a avut impresia că sunteți persoane foarte reci, dar este cu totul departe treaba asta. În niciun caz nu are nicio legătură cu realitatea. De ce a crezut că sunteți regina de săbii? Pentru că marea preoteasă lumea și 6 de cupe. Pentru că persoana asta credea că voi suferiți după cineva din trecut din zodia pești. Sau pentru că ați înșelat persoana asta cu cineva din pești. Sau că ascundeți ceva în legătură cu ceea ce faceți pe partea de muncă lumea. Sau în legătură cu interacțiuni cu alte persoane. Persoana asta a crezut că... că voi aveți mulți alți iubiți, iubite și așa mai departe. Bun. Dar se pare că situația în următoarele 72 de ore se va regla cu voi și această persoană. Atât am avut și pentru voi cei de la Italian Moldo. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și haideți să trecem la etalarea numărul 3. Bun. Haideți să vedem pentru cei de la etalarea numărul 3. Ce vă așteaptă pe cei de la etalarea numărul 3 în următoarele 72 de ore ca și... ca și evenimente importante. Pentru cei de la etalarea numărul 3, următoarele 72 de ore, evenimente importante. Evenimente importante pentru cei de la etalarea numărul 3, următoarele 72 de ore. Aici la mulți dintre voi, dacă sunteți gemeni în balanță vărsător sau un bărbat din gemeni în balanță vărsător care a renunțat la toxicitate, ok, poate avea și capricorn, este cineva care se vindecă, e posibil să fi fost o persoană cu vicii, ok, poate sunteți chiar voi, sau o persoană care v-a considerat ca și o opțiune pe voi, cei din... doamnele sau domnii din leu, verbe, săgetător, persoana asta văd că vine către voi cu un nou început, prezentându-se ca și împăratul, și anume poate fi cineva din taur, berbec, da, o persoană care vrea un nou început serios cu voi. Aici este o suferință cu trei de săbii. Prima carte care a sărit. Poate fi un triunghi amoros. Dar dacă este un triunghi amoros, eu văd că doi bărbați se bat pentru voi trecutul și prezentul, exact cum am văzut la 1 și la 2. Aici este cineva care vă vrea înapoi și nu suportă ideea că voi vreți să fiți cu altcineva. Exact, la toate trei talerele mi-a apucat 10 de cupe în această seară, a fost vedeta serii. Ok? Poate fi cineva din Racul Scorpion sau puteți fi chiar voi, ok? Zodii de apă. Aici mai vă vărsător. Mai este și o balanță, Scorpion. Respingeți persoana asta, voi nu vezi persoana asta. Ori dacă voi sunteți persoana, vă respinge pentru că v-ați jucat prea mult și aici este un tur cu doi de pentacule. Cineva s-a jucat cu dragostea unei persoane sincere și a sfârșit cu trei de săbii. Și anume persoana asta își dorește din tot sufletul persoana iubită înapoi la care a visat tot timpul, nu și-a scos persoana asta din cap.
a încercat să meargă mai departe, dar n-a putut cu altcineva pentru că relația aia s-a dovedit eșuată sau alte opțiuni n-au fost, nu s-au comparat cu persoana iubită de aici, că sunteți voi sau voi ați făcut asta cu persoana asta. Ok? Aici este cineva care a încercat să plece, să-și trăiască viața cu nouă de cupe, să caute confort, să caute distracție, destrăbălare, poate cum am văzut mai devreme la diavolul invers, poate persoana asta este o persoană care bea, are vicii, înclinații ciudate sexuale sau obsesii pe partea asta sau nu se putea stăpâni, era o persoană cu probleme. Dar din câte văd, persoana asta acum respinge stilul ăsta de viață și nu și-l mai dorește. A realizat că ceea ce a ales, drumul pe care l-a ales, i-a adus numai suferință. Mulți dintre voi poate că sunteți despărțiți de ceva timp de persoana asta. Sau dacă sunteți voi cei care treceți prin asta și vă doriți persoana iubită înapoi, este ca și cum ați așteptat foarte mult să faceți pasul ăsta. Iar persoana asta, posibil cu justiția și turnul aici, cineva plătește și karmic. Persoana care a greșit plătește karmic pentru ce a făcut celelalte persoane. Plătește cu 3 de săbi, plătește cu 6 de săbi și plătește cu turnul și 2 de pentacule. Și anume, ce ai făcut, aia primești. Te-ai jucat cu inima cuiva, este ca și cum te-ai jucat cu inima ta. Ai ales altceva, acel ceva ți-a făcut ce ai făcut tu persoanei din trecut și așa mai departe. Bun, vreau să văd clarificarea cărților de pe masă pentru cei de la etalarea numărul 3. Următoarele 72 de ore cu clarificarea cărților de pe masă. Pentru cei de la etalarea numărul 3, următoarele 72 de ore. Exact. Cine a mințit aici s-a furișat și a crezut că va reuși să țină două situații în paralel sau să mintă, să creeze iluzii cuiva, s-a ales cu 3 de săbi, s-a jucat cu inima lui sau inima ei. Exact. Deși persoana care a făcut aici lucrul ăsta mereu cu 4 de monede și te-a visat la voi sau voi ați visat la persoana asta, depinde cum e situația, ok? Cineva nu s-a putut opri din stilul ăsta de viață. Iar pentru alții dintre voi cu 4 de monede steaua, cineva nu a putut să renunțe la vicii. Și asta i-a creat o problemă în ceea ce ține de comportament, gândire, mentalitate, o relație care nu putea fi sănătoasă decât codependentă, toxică și așa mai departe. Bun. Cineva aici dă vești că suferă foarte tare. Acest rege de cupe este. Acest rege de cupe are 5 de săbi. Vrea să câștige cu orice preț inima voastră înapoi. Sau dacă sunteți voi cei din zodii de apă, vreți să câștigați cu orice preț dacă ați făcut asta persoana voastră iubită înapoi. Aici este o împărăteasă care pleacă pe mai departe. Cu soarele. Taur, balanță, leu. Justiția este a unui leu, balanță, taur aici. Poate are și, aveți și scorpion, sau persoana asta are și scorpion, este justiția pentru câtă suferință a fost cauzată și anume și o pierdere financiară, pentru că o persoană aici a fost și interesată financiar. Este justiția în care persoana care a greșit aici trebuie să privească cealaltă persoană cum este fericită, ok, și să nu poată să facă parte din viața acesteia. Exact. Și să nu suporte ideea că persoana asta deja iubește pe altcineva sau trăiește cu altcineva. Aici cineva rămâne singur în următoarele 72 de ore. Nu vrea să accepte ideea că va pierde definitiv. Vine foarte multă comunicare îndurerată, greoaie despre noul ăsta de săbi și anume despre regrete, remușcări, teamă, realizare, trezire și așa mai departe. Și aici, clar, cineva vine către casa voastră. Numai că oricineva nu știe unde stați, se informează, încearcă să afle. Magicianul cu 5 de săbi. Incredibil. Deci vreau să vă spun,
că persoana asta ar face orice farmece, 5 de săbii, manipulare, să se bată, să mintă, să dea toată lumea la o parte, orice să vă recâștige înapoi, chiar prin tehnici murdare. Dar voi aveți un nou început sau persoana care este aici are un nou început. De ce? Pentru că și-a găsit, cum am văzut la 1 și 2, împăratul și împărăteasa. Aici este o situație de suflete pereche, suflete gemene. Și turnul este aici, cineva care regretă cu 7 de pentacole și 7 de cupe. Ce a fost în mintea mea la momentul respectiv să fac lucrurile astea? Ce a fost în mintea mea să dau la o parte o împărăteasă și să aleg 7 de cupe, 3 de săbi, să aleg frimituri, nimicuri, sau o persoană care nu mi-a oferit nimic, sau o persoană care nu m-a făcut să simt nimic, sau n-am putut să simt nimic alături de persoana asta. Cineva în secret încearcă să se vindece și să scape cu 3 de cupe invers și diavolul invers de o persoană pe care a ales-o și este maxim de toxic, exact cum a fost persoana asta cu voi și ce v-a făcut vouă. Încearcă să scape de acea persoană, exact, și va reuși în următoarele 72 de ore cu 9 de pentacule și regele de săbii și vă va urmări pe voi să vadă ce faceți, cu cine sunteți, exact, exact ce am spus. Persoana asta întreabă peste tot și chiar într-o formă agresivă, dă ordine să afle unde sunteți voi, să vă găsească. Plătește bani cu magicianul și 5 de săbii, chiar să vă facă farmece să fiți cu el. E un bărbat, e un bărbat. Și voi veți avea claritate cu asul de săbii și asul de bute că este adevărul voi, doamnele, care mergeți mai departe către împăratul ăsta, care este marea voastră dragoste. Cu 10 de cupe și 7 de cupe, cineva are o trezire spontană. Cum am dat eu 10 de cupe ăsta la o parte? Asta era familia mea, era sufletul meu, persoana asta. Am împărțit atâtea lucruri împreună, a făcut atâtea sacrificii pentru mine. Persoana asta vreau să fac o clarificare aici, încearcă să scape de cineva ca să poată să se împace cu voi. Și asta va face următoarele 72 de ore. 7 de bute, 3 de cupe și diavolul invers, vă rog. Scapă de o regină de săbii. O femeie crudă, o femeie obsedată, o femeie rea. 7 de bute, 3 de cupe și diavolul invers. Persoana asta va alege pe voi, cele din zodie de apă, leu, berbec, săgetător, și persoana asta vrea să fie, deci oricum aș fi face, egalul vostru, împăratul, împărăteasa, regele de bute, regina de bute, cu 10 de cupe, cu 2 de bute și regina de bute, va alege pe voi și lasă această regină de săbii la o parte. De ce părăsește regina de săbii pentru voi? Pentru că e o hotărâre aici, 2 de săbii invers cu 10 de bute. Nu mai vreau să port greu ăsta. Dar vreau să știu care era greutatea cu 10 de bute în acea relație sau în acea situație. Oh, prea multe cărți. Care era greutatea cu 10 de bute? E o relație doar bazată pe bani. Și persoana asta nu era vrută. Ok? Greutatea este că vă iubește pe voi. Greutatea este că de partea femeii pe care a ales-o n-a primit dragoste cu 4 de cupe invers, 6 de cupe sau n-a putut să o iubească. Ok? Greutatea este că acolo cu 8 de monede și regina de monede a fost doar o chestiune financiară. Și de ce părăsește această regină de săbii, regina de monede? Pentru că persoana asta se trezește cu roata și luna, este o chestiune de destin și cavalerul de săbii. Este ceva ce se va întâmpla foarte repede, logic, în 72 de ore. De ce părăsește această regină de săbii?
pentru că a fost o căsnicie bazată doar pe hai să facem afaceri împreună, hai că suntem buni să colaborăm împreună, hai că vom reuși să clădim ceva financiar. Și aici, pun punct. Pentru că dragoste aici nu a fost. Și avem și la baza etalării persoana asta care vă regretă pe voi cei din leu. Vă regretă din tot sufletul că v-a părăsit probabil cu 5 de monede și carul exact când vă era lumea mai dragă și pentru alții dintre voi exact când vă era mai greu și poate chiar ați fost și bolnav cu 5 de monede atunci. Și persoana asta v-a întors spatele și a plecat cu altcineva care avea bani. Ok? Și eu văd că voi o duceți foarte bine în momentul de față, iar persoana asta zice, vai, cum și-a revenit persoana mea acum. Dar și persoana asta și realizează în același timp, este ca și cum la greu nu te-am vrut, te-am dat la o parte, dar la bine te vreau înapoi. Și persoana asta știe că este foarte dificil să o obțină astfel după ce a făcut. Mai vreau energie aici la etalarea numărul 3, următoarele 72 de ore. Mai vreau energie pentru etalarea numărul 3, următoarele 72 de ore. Etalarea numărul 3, următoarele 72 de ore. Etalarea numărul 3, următoarele 72 de ore. Persoana asta, văd în clar viziunea mea și aud, prin clar audiție, că vedem voi acum ceea ce n-a reușit să vadă niciodată. Și își spune, cum de n-am văzut eu persoana mea? Cum de n-am văzut asta la persoana asta? Dar cum de n-am văzut cât de frumoasă era? Sau ce a fost în mintea mea atunci? Sau de ce vă persoana asta altfel acum? De ce atunci n-am văzut-o? Sau de ce am neglijat-o? De ce este cineva care a avut totul la picioare și toată atenția voastră și toată dragostea voastră, doamnele? Și acum, la momentul respectiv, era normal să nu vadă, atâta timp cât persoana asta era sigură pe voi. Iar în momentul ăsta când voi v-ați schimbat, sunteți sigure voi pe voi și v-ați recăpătat încrederea în voi și sunteți independente, frumoase, v-ați revenit, v-ați însănătoșit, aveți ocupații frumoase, v-ați îndreptat atenția către altceva, energetic să simte, persoana asta o simte, că v-ați dezlegat energetic de el sau de ea. Persoana asta acum realizează că nu are sau nu mai are control asupra voastră. Și a început să vă privească altfel, cum trebuia să o facă de la bun început. Mai vreau energie pentru etalarea numărul 3, următoarele 72 de ore. Cineva primește o pedeapsă aici prin a fi legat din punct de vedere financiar. Pentru că s-a bazat foarte mult pe o femeie din Taurul Fecioară Capricorn sau a înșelat cu o femeie din Taurul Fecioară Capricorn sau și-a pus toată baza în această femeie care și-a avut joc de acest bărbat, ok? Și l-a respins și l-a blocat și tot așa. Și întotdeauna l-a făcut o alegere, niciodată n-a ținut la acest bărbat, femeia asta din Taurul Fecioară Capricorn. Și aici la lumină este faptul că cineva se însănătoșește, cineva pleacă, nu-i pasă, și anume această regină de monede, nu-mi pasă, pur și simplu, nu-mi pasă de tine. Nu-mi pasă de tine că ești bolnav, îi spune femeia asta bărbatului ăsta. Sau îi arată chiar prin fapte. Pentru că bărbatul ăsta, culmea, istoria se repetă, ce v-a făcut, îi face această femeie. Nu-mi pasă că ești bolnav. Sau nu-mi pasă că treci prin asta, eu plec. Sau eu mă retrag, sau mă comport cu tine ca și cum n-ai exista. Și atunci persoana asta pleacă cu 9 de săbii, cavalerul de monede și justiția. Vreau persoana mea înapoi care era justă și stătea lângă patul meu atunci când mi-era rău. Sau vreau persoana asta care avea grijă de mine, indiferent cum eram. Ceea ce este foarte greu de obținut. Aici sunt foarte multe lacrimi la etalarea numărul 3. Și este o confesiune plină de lacrimi. Vreau 9 de săbii. 9 de săbii.
pești, scorpioane, ar văd aici. Nu o să vin. Este o comunicare, ok? Este o comunicare cu o fecioară care spune nu mă interesează de tine. Mm-mm. Femeia asta ar posibil să fie fecioară, gemeni, în balanță, vărsător. Nu mă interesează de tine. Mm-mm. Balanța, am zis. Îi spune unei persoane din Scorpion sau nu mă interesează de tine. Ia trei energie. Am văzut și aici, Taur, Fecioară, Capricorn. Nu de să vii. Este karma cuiva. Este karma cuiva. Nu te vreau. Vreau doi de bute invers. M-am îndrăgostit de un leu. Uh-huh. Ori bărbatul ăsta îi spune acestei femei, nu te vreau. Eu iubesc un leu. Cu puterea. Sau eu iubesc cu putere pe altcineva și cu dorință și cu arzoare pe altcineva. Ori femeia asta îi spune acestui bărbat, iubesc un bărbat din leu. Ok? Și asta este cu nouă de săbi și justiția, karma cuiva care și-o merită. Bun, și-am tras legile de săbi, karma cuiva din gemeni, balanță, vărsător, pești. Vreau justiția. Justiția. Exact. Aici este momentul, timpul, ora, ceasul în care cineva începe să-și plătească karma. Și este foarte dureros ce pățește. Din punct de vedere sentimental, din punct de vedere amoros, din punct de vedere de tot ce reprezintă amintiri, regrete, remușcări și așa mai departe, conștiință încărcată, persoana asta va plăti karmic. Vreau să văd aici 10 de bute și steaua. Culmea, 10 de bute și steaua. Deci va plăti urât de tot, urât de tot va plăti karmic. Foarte urât, cu 3 de săbi, 4 de cupe invers, 3 de cupe, asul de săbi invers. Fiind mințit tot timpul, mințit de toate femeile, pentru că e un bărbat, mințit, exact cum bărbatul ăsta va minți pe voi. Ia să vedem, de ce plătește karmic bărbatul ăsta? Sau persoana asta. Exact cum am spus, pentru că a avut asul de monede și doi de cupe și a bătut joc. Ce plătește karmic acel bărbat? Wow, păi era normal. 5 de săbi, 5 de băte, regina de cupe. Pentru că a manipulat, a manipulat, a foarte urât, a mințit, a jignit, probabil că a dat și în voi. Și pentru că a primit toată dragostea posibilă și imposibilă, necondiționată din partea voastră și a bătut joc. Pentru că a încercat chiar să vă despartă de o persoană care voi vă doriți să fiți, Taur, Fecioară, Capricorn, un bărbat. Mai mult peste toate păcatele pe care le-a făcut vis-a-vis de voi, a încercat să vă despartă și să spună vorbe urâte unui bărbat cu care voi vă doriți să fiți. Băgându-i prostii în cap, pentru că persoana asta nu-și dorește să fiți cu nimeni, persoana asta a băgat prostii în cap cuiva cu care voi vă doriți să fiți. Exact, acestui împărat care până la urmă tot o să fie cu voi. Indiferent ce va face persoana din trecut. Ia să vedem. Deci vedem monede. Împăratul. De ce va decide împăratul ăsta să fie cu voi și să nu asculte de acest de persoana voastră din trecut? Ce va decide această persoană să fie cu voi, acest rege de monede, și să nu asculte de trecut? Pentru că vă iubește, pur și simplu vă iubește și nu-i pasă. Nu-i pasă de ce spune trecutul. Persoana asta este mult prea deșteaptă ca să asculte. Poate pentru un moment ce a fost ca și minciuni, a făcut persoana asta să se retragă. Dar ce va face persoana asta să aleagă să nu asculte și să meargă mai departe cu voi este că nu
nu vrea să facă parte din mizeria asta. Persoana asta știe ce vrea, știe că vă iubește cu 6 de cupe, știe că sunteți suflete pereche și mai știe că aceste 6 de cupe își regretă faptul că... își regretă șansa care a avut-o și nu mai are și cu 7 de pentacle. Persoana din prezent este foarte inteligentă și își dă seama că persoana voastră din trecut vorbește urât despre voi pentru că nu vrea să fiți împreună cu persoana nouă și pentru că regretă. Persoana asta din trecutul vostru are un stil de a vorbi în care se dă un vileag că îl doare, îl deranjează că voi sunteți cu altcineva. Atunci persoana asta nu este foarte deșteaptă și își va da seama de lucrul ăsta. Exact. Bun. Atât am avut și pentru cei la etalare numărul 3. Acesta a fost video interactiv în această seară. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă pup și vă aștept la un nou video.